Salut! Am primit întrebarea dacă ai garanta creștinismul că este adevărat, ai devenit creștin și dacă nu, de ce nu? Și acum vreau să explorez opțiunea asta. Deci, prima întrebare cred că este dacă ai avea creștinismul adevărat. Ce înseamnă? Dacă vorbim în limba română, pentru cei mai mulți ar însemna o poziție ortodoxă. Dar în realitate, poziția ortodoxă, ea însăși, este împărțită în câteva poziții, mai mult sau mai puțin compatibile. Există o versiune numită pre-calcedoniană, dacă ați auzit de armeni, de siriaci, de etiopieni, de egipteni sau de copți, sau biserica indiană a lui Toma, toate acestea sunt tehnic incompatibile. Și mai există biserici care sunt o combinație dintre catolicism și ortodoxie, de exemplu în Siria. Dar persoana, cel în care vorbeam, știu că venea dintr-o zonă evanghelică. Adică persoane care zic că Biblia în principal este centrală în a defini creștinismul. Și bineînțeles, dacă merge în lumea biblică, să zicem așa, ajunge în tot felul de poziții. Unii care zic că muzica rock sau rock creștin este compatibilă, sau alții spun că nu, trebuie să mărturisești pe stradă cum sunt martorul lui Jehova. Alții spun că martorul lui Jehova nici măcar nu sunt creștini. Deci, bineînțeles că există o astfel de perspectivă, care în mod cert este nu numai că ele sunt incompatibile între ele, dar sunt foarte incompatibile în întrebare, ca și față de pozițiile ortodoxe sau catolice dinainte. Și o altă parte care este, cel puțin pentru mine, importantă, este că noi nu știm doar creștinismul în vid. Deci știm, de exemplu, că cel puțin creștinii academicieni au descoperit, între altele, că anumite scrieri ale lui Pavel nu sunt scrise de Pavel, sau anumite scrieri ale lui Petru, sau Evangheliile nu sunt scrise de martori oculari, că au probleme, că sunt greșeli de tot felul. Știm, de exemplu, că biologia este foarte bine înțeleasă în termeni de evoluție și, pe de altă parte, sunt clar în contrazicere ale evoluției, nu numai în sensul de creaționism, care este clar explicit în Biblie, dar sunt alte greșeli, clar, care arată o înțelegere foarte primitivă a științei. Ce înseamnă adevăr? Așa că trebuie, înainte de a ajunge, trebuie să ajungem să clarificăm. Dar pentru oamenii care sunt chiar curioși, dacă aș putea eu să devin creștin, ipotetic cel puțin, cred că aș putea să devin creștin. Există o formă de creștinism, de exemplu creștinismul progresiv numit, și știu diferite cărți. Una dintre cărți care am promovat-o înainte pe canal de un creștin, anume de cărțile lui Spong sau ceva genul acesta. Și chiar recomand, pentru că mi s-a recomandat cartea asta, Kissing Fish, pentru creștinii care nu le plac, care nu le place creștinătatea. Și e vorba de ce se numește cartea Kissing Fish? Este vorba de creștini care, de exemplu, între altele, acceptă teoria evoluției fără nicio problemă și consideră că Biblia nu este o carte corectă, cel puțin științific. Și argumentul e mai complicat, dar, bineînțeles, aș putea foarte probabil să devin un astfel de creștin dacă ajung cu argumentele acolo. Dar, bineînțeles că am cerut clarificări. Trebuie să acceptăm Iona, de exemplu, că un om poate sta în burta unui pește, ce ar fi însemnat. Chiar dacă spui că peștele este o balenă, nu voi discuta nici măcar că nu poate să intre prin gâtul unei balene un om, dar indiferent că ar fi stat într-o balenă sau un pește, este absurd, pentru că fie în stomac, fie în esofag sau unde stai, nu ai oxigen. În stomac ești atacat de un acid coroziv. Asta este ideea unui stomac. Un om nu trăiește 3 ani. Similar, ca să crezi că Iisus a înviat în trup, este o afirmație de credință care o respect la oamenii care o cred, dar pentru mine sună incredibil. Apoi, după clarificare, am înțeles că potopul, persoana cea, îl crede și trebuie să acceptăm că este un mit. Deci,
Știm că nu are niciun corespondent în istorie. Probabil că a fost un potop local, dar un potop global este o absurditate, cel puțin pentru geologia de azi. Și mi s-a spus că motivul pentru încăpățânarea mea este doar că nu accept miracolele. Și așa mă gândesc, totuși, ce mă aștept acel creștin să fie răspuns și de aceea a pus întrebarea, deși este o speculație din partea mea, cred că speculația este educată. Și anume că, în mod cert, acea persoană crede că o formă de creștinism, forma lui de creștinism, este adevărată. Și în mod cert, eu și mulți atei sau cel puțin necredincioși în felul lui de creștinism, ei spun că nu cred poziția lui. Și mă uit unde trebuie să fie problema. Deci, și problema în mod clar îmi pare că nu este în zona nici ateului sau al celuilalt fel de creștin sau credincios în general, poate este un musulman sau un evreu, care nu crede. Este că noi nu alegem ceea ce credem. La propriu. Deci, dacă mă uit la o banană, de exemplu, am ales aici o banană, nu pot să mă gândesc decât că este o banană. Nu pot să cred că este un număr. Dacă este să cred alte lucruri, că, hai să spunem, Obama este de culoare neagră, nu este vopsit, dat cu make-up sau ceva genul acesta, că este de rasă în care cel puțin jumate din câte știu eu, el este african și jumate hawaian, dar vreau să zic că nu este alb. Îmi pare rezonabil că el nu este alb. Dacă ar fi să aleg pentru mine, și acum am spus ceva între. De exemplu, că Trump, de exemplu, este un creștin bun. Pentru mine, deși sunt mulți evanghelici care au afirmat, chiar și români, de genul Mihail Neamțu, că este un președinte extraordinar de creștin, eu nu pot să cred așa ceva. Și motivul este că am primit foarte multe argumente care să mă pună pe poziția asta. Și argumentele, din păcate, în multe cazuri sunt foarte greu de schimbat, nu pentru că sunt încăpățânat, deși asta este, bineînțeles, sau că nu pot să accept miracolele, dar în realitate sunt lucruri deja stabilite. De exemplu, dacă faci un seminar teologic, foarte probabil ai să auzi că Pavel nu a scris toate scrisorile sale. Ai să auzi că nu a existat probabil un Matei care a scris Evanghelia lui Matei. Desigur, există centre de studiu fundamentaliste unde se învață și că Matei a învățat, dar din momentul în care citești puțin mai mult și ești expus de astfel de opinii, este foarte greu să îți construiești poziția exact pe dos. Este ca și cum ar trebui, dacă pământul ar fi plat, ai crede. Bineînțeles că nu este plat. Este pur și simplu argumentul credinciosului. Este foarte slab și chiar presupunând ipotetic adevărul, care pare a nu fi garantat, din păcate, cineva din, să zicem necredincios, dar nu mă refer neapărat la ateu, cineva din afară este pus în fața absurdității să creadă ceva care este practic absurd sau foarte prost justificat. Este ca și cum mai spune că un tăricianu este un familist convins sau Trump, pentru că discutam înainte de creștinismul lui veritabil, că este un familist convins. Bineînțeles că sunt foarte puține dovezi publice, cel puțin, care să ateste asta. Și a spune, dar dacă Trump era un familist convins, este o întrebare sau o afirmație care noi nu o putem acoperi doar prin credință. Cel puțin eu nu o pot acoperi. Voi ce credeți? Credeți că dacă o poziție gen creștinismul ar fi adevărată, voi ați deveni creștini? Dacă ar fi vorba de musulmani, de islam, ați deveni musulmani? Deci, mulțumesc! Dacă vreți, dați subscribe și dați orice feedback. Eu vă aștept și pe curând! Pa, pa!